Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată și deșeuri menajere, în urma căruia au ars 8 hectare de vegetație uscată. De asemenea, alte 5 incendii s-au manifestat la coșurile de fum, anexele, lemnele depozitate pentru sezonul de iarnă, precum și la alte bunuri materiale aflate în gospodării. Incendiile au fost lichidate de pompierii militari înainte de a se produce pagube materiale semnificative și înainte ca acestea să se extindă la locuințele vecine. Astfel, specialiștii recomandă montarea de detectoare de incendiu. Detectoarele de incendiu sunt dispozitive care monitorizează în fiecare secundă prezența fumului sau a unor temperaturi anormale într-un spațiu și emit un semnal sonor puternic pentru a alerta locatarii în momentul în care detectează riscul de incendiu. În orice casă, în orice moment al zilei, din motive aparent banale, un incendiu poate izbucni. În familia ta nu e loc de neglijență sau improvizații. Păzește-te de incendii, folosește detectoare de fum și monoxid de carbon. Detectoarele de incendiu sunt dispozitive care monitorizează în fiecare secundă prezența fumului sau a unor temperaturi anormale într-un spațiu și emit un semnal sonor puternic pentru a alerta locatarii în momentul în care detectează riscul de incendiu. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea Platformei Naționale de Pregătire în Situații de Urgență, fipregătit.ro. Nu lăsa neprevăzutul să te ia prin surprindere. Accesează fiipregătit.ro și învață cum să reacționezi corect în caz de cutremure, incendii, inundații și alte situații de urgență. Platforma oferă ghiduri practice, sfaturi de prevenire și măsuri de siguranță, precum și instrucțiuni pentru acordarea primului ajutor. Platforma Fii Pregătit include un asistent virtual bazat pe inteligență artificială, creat special pentru a oferi sprijin. Acest asistent poate răspunde la întrebări și furnizează sfaturi legate de diverse situații critice, cum ar fi cutremure, furtuni, inundații sau incendii.